Oamenilor, bună ziua și bun regăsit la o nouă emisiune Natura și Sănătatea. Vom merge astăzi către îndepărtata Asie, evident cu gândul, pentru că de acolo vine un copac ce crește la înălțimi mari de 30-40 de metri și care are și o simbolistică, dar și niște beneficii deosebite pentru sănătatea noastră. Acest arbore se numește camfor. Despre acest lucru, în schimb, vom discuta cu doamna doctor Cătălina Rudencu. Vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Doamna doctor, bine ați venit în primul rând. Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi vom avea o emisiune maraton. Vom avea foarte multe informații de transmis celor de acasă. De aceea o să caut să vă întrerup cât mai puțin și să încercăm să le transmitem prietenilor noștri mult din... Multe informații. Da, foarte utile. Multe informații din tot ce ați pregătit pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce ne spuneți așa ca generalități despre acest arbore. Acest arbore este un arbore longeviv, trăiește foarte mult, chiar până la 1000 de ani. El are frunze lucioase, lanceolate, niște floricele albe. Importanța lui în terapeutică este... că ne aduce uleiul acela esențial, uleiul volatil, care pentru camfor este nu chiar volatil 100%, ci este un semi-solid. Din acest ulei care se extrage din rădăcină, din tulpină și din frunze, pentru că toate organele plantei conțin glande care secretă aromă, dacă stă cineva lângă un arbore din acesta, îi va simți imediat aroma. Deci acest ulei semi-solid se transformă apoi prin diferite procese chimice într-o stare cristalină sub forma care se găsește de altfel în farmacii. Și sub o formă lichidă, sub formă de ulei sau de esență. Este vorba de acel ulei esențial care câteodată ni se mai dă pe la năsuc așa când avem stări de leșin. Sigur, pentru tratamente se folosesc uleiurile care conțin uleiul esențial de camfor, care se folosește în tratamente și ca... revigorare și revenire dintr-un leșin, dintr-o sincopă, din probleme, de exemplu și în come se poate folosi și de revitalizare a corpului, a întregului organism, dar se poate folosi și sub formă lichidă, sub formă de ceaiuri, atunci când folosim frunzele sau putem folosi uleiul cristalizat. Din punct de vedere al concentrației, cantității ce trebuie folosite la prepararea unui ceai, ce ne puteți spune? Ceaiul din frunze, tot așa din frunze uscate, o linguriță la o cană, iar atunci când se folosește substanța cristalizată, se folosește o linguriță la două căni și se bea câte un sfert de cană de 3-4 ori pe zi. Cu alte cuvinte, ia oboseala cu mâna. Exact, oboseala o ia cu mâna. Stimulează sistemul nervos central. Sistemul nervos central stimulează asemănător cu cafeinei din cafea, dar un pic mai lejeră acțiunea camforului. Bun, ce substanțe active importante are? Există camfora, borneol, cineol, terpene, sesqui, terpene și triterpene, substanțe chimice care în totalitatea lor aduc acțiuni de stimulare, de revigorare, acțiuni antiseptice locale, vom vedea acțiuni antiinflamatorii și rubefiante, adică atunci când folosim local o cremă, un unguent care conține camfor, acesta va trage sângele și va stimula circulația să ajungă până în periferie. Am înțeles.
Acela este un efect de încălzire locală și un efect de stimulare a circulației periferice, care duce la efectul antiinflamator. Am înțeles. Cam care ar fi întrebuințările? În ce afecțiuni îl putem întrebuința? În și sub afecțiunile, ce formă? În afecțiunile cardiovasculare, am spus, în sincope, în probleme de, de blocaje ale centrului respirator. Deci chiar acolo, la nivelul creierului, funcționează foarte bine. În pneumonie, în astmă bronșită, în afecțiunile respiratorii. Se poate folosi în afecțiunile acestea mai complicate, mai grave și sub formă injectabilă. Există o soluție sub formă injectabilă care conține camfor și se poate administra soluții uleioase injectabile. O, da. Înseamnă că sunt și dureroase. Dacă sunt uleioase. Da. În aceste afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, pentru revigorare și pentru efectul antiseptic al camforului și de revitalizare, afecțiunile reumatismale beneficiază foarte bine de camfor. Atât acțiunea locală a acestuia, exact cum am povestit despre efectul rubefiant, faptul că încălzește și locul acolo și... Da, fiind un antiinflamator local, se poate aplica pe articulații, pe diverse probleme, pe musculatură, în reumatism și în artroze, artrite, îl putem folosi. Am o întrebare, acest nevralgii, camfor trece în sânge? Aplicat local, poate da? Să intre în circulația periferică. Și există o limită a timpului în care îl putem folosi? Timp de 10 zile, 15, 3... Da, în general, tratamentul cu substanția din acestea uleiuri volatile se efectuează timp de 2 săptămâni neîntrerupt, maximum, și apoi se face o pauză și se reia tratamentul dacă mai este necesar. Ați auzit până acum de intoxicații cu camfor într-un anumit nu. Fel? Nu. Am auzit noi. Ne-a sosit un e-mail la redacție, un e-mail în care ni se aducea la cunoștință faptul că nu a fost avertizat, domnul este și în vârstă de 68 de ani, destul de tânăr, spun eu, i s-a administrat în cadrul tratamentului și camfor. Domnul de la dumnealui putere a dublat tratamentul fără a mai merge la un consult la medicul curant. Și s-a trezit cu o sumedenie de complicații, fapt pentru care, evident că a ajuns în urgență, de acolo evident că a mers la medicul ce i-a prescris tratamentul, a înțeles că a făcut această intoxicație cu camfor. Întâmplarea face acum că au rămas niște mușchi ai inimii inflamați. Și... nu știau nici medicii să-i spună dacă din cauza acestei supradozări de camfor sau nu. Cert este că nu-i trece. Ne-a rugat dacă putem să-i dăm un răspuns în această emisiune și ce investigații credeți că ar trebui să facă pentru ca să determine natura acestor probleme, dacă este de la camfor sau nu. Există o problemă cu camforul, pentru că în... industrie, el se poate obține din surse sintetice. Din păcate. Se poate da. Folosi în tratamente acest camfor din sursă sintetică, care poate să fie intoxicat, adică nu neapărat intoxicat. Să fie viciat cumva. Încărcat cu substanțe toxice industriale. Da. Și atunci nu mai vorbim despre același efect al camforului din plantă, ci vorbim despre cu totul altceva, care în organism, atunci când este adusă o substanță sintetizată în laborator, care nu vine dintr-o plantă, din ceva din natură, da. Organismul nu-l recunoaște ca pe ceva natural și va încerca să detoxifice corpul și să scape de substanța respectivă. Dacă nu reușește, e posibil să apară intoxicații. Acum, nu știu dacă e o problemă dată de acest camfor.
aceea cu mușchiul cardiac, dar trebuie investigat, trebuie făcut ecografie, EKG, ecografie de inimă și mers la cardiolog și văzut exact ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Am înțeles. Camforul. Există și medicament homeopatic din camfor și se poate folosi atunci când sunt intoxicații cu camfor, cu camfor în doză ponderală. Da. Putem să folosim camforul în doză homeopatică pentru a scăpa de efectele negative. Negative, am înțeles. Ar mai fi fost o întrebare venită mai de mult și mi-am adus acum aminte. De ce nu se administrează camforul la copii? Odată. Iar o altă întrebare, dacă vârsta începând de la care se poate, mă rog, oareșcum micșora în sensul prescrierii de către medic, dacă acest camfor de origine sintetică, și ne scria doamna în paranteză că în lume culturile de camfor nu sunt foarte multe și chiar dacă arborii aceștia trăiesc până la 1000 de ani, este imposibil să acoperi din puținele culturi de camfor necesarul la nivel mondial. Și atunci, evident că s-a gândit la faptul că acest camfor, sigur, este de natură sintetică, dar copilul s-a născut limfatic, cu o sensibilitate deosebită la nivelul amigdalelor și chiar și sub tratament a reușit să facă acel nefast, celebru de altfel, reumatism la inimă. Au venit medici din Austria, în București. Doamna a reușit să ajungă cumva la copilul, cu copilul la unul dintre acești medici și i s-a prescris un tratament cu camfor. Medicii din România au spus nu se administrează camforul la copii. Întrebarea doamnei era, există totuși șansa să-i administrăm camfor pentru că am înțeles că va face foarte bine la sănătății se copilului poate administra meu. La copii cu precauție, cu o doză minimală, pentru că noi știm de contraindicații absolute doar în sarcină. Atât. Și în sarcină și probabil că în lactație cam tot o contraindicație ar putea să fie. Dar la copii, să zicem peste 2 ani, cred că se poate folosi în doză mică. Ok. Trecem mai departe. Haideți să vedem și alte, mai sunt și alte contraindicații, dacă tot am ajuns aici? Nu, acestea ar fi contraindicațiile pe care care se citează în literatură. Deci reamintim, revigorare, revitalizare, scăparea rapidă de oboseală. Asta aviz celor care dau fuga la fel de fel de energizante care sunt tot de natură sintetică și mai conțin și taurina aceea care distruge practic anumite celule. Bun, am zis merge pe reumatism, antiinflamator. Local și așa. La nivel general. Și, de are exemplu, un efect antiseptic în aerul din încăperi. Da, asta este, cred că, foarte cunoscut. Și se poate folosi și în aromaterapie pentru problemele respiratorii, pentru dezinfectarea aerului, pentru bronșite, tuse. De exemplu, într-o soluție de camfor putem să muiem o cârpă cu care dorim să curățăm sitele de la aerul condiționat? Sigur, putem. Da? Putem. Are și această proprietate de a dezinfecta. E chiar indicat să mai facem din când în când o sanitarizare, să zicem, a filtrului din aer condiționat. Bun. Mai este ceva ce ar trebui să amintim ca să putem trece la cardamon sau un mesaj special legat de camfor? Voiam să vă povestesc puțin despre medicamentul camfora homeopatic. Vă rog. Care se folosește. Vedeți, în homeopatie, dacă avem o intoxicație cu un alt medicament homeopatic, camfora vine și antidotează. De ce folosi ca antidot? Am înțeles. Caracteristica generală a acestui remediu este că produce spasmul arterial și împinge sângele din periferie și atunci organismul întreg, organismul rămâne rece și vânăt.
Deci atunci camfora acționează foarte bine pe aceste organisme friguroase, reci, vinete, vineții, care pot să fie așa de la natură sau pot să fie în urma unor șocuri, unor traumatisme, unor înțepături de insecte, de păianjen sau de, eu știu, alte animale cu otrăvuri, mușcături de șerpi, după intervenții chirurgicale. A, deci asta vreau să vă întreb acum. Se poate folosi cel de telespectatorul și în cazul în care a suferit intervenții chirurgicale și mi-a spus. Când, atunci când există crampe, atunci când există stări de colaps, când e pulsul slab și rar, când organismul este practic slăbit și nu poate să facă față vieții stresului, de zi cu zi. Am înțeles. Doamna doctor, ne apropiem cu pași repezi de prima pauză de publicitate. Aș vrea să vă mai întreb ceva până o să trecem la cardamon. Ce se întâmplă în momentul în care pe coloană se formează acele formațiuni cunoscute în popor sub denumirea de ciocuri? Zona devine dureroasă. Sunt situații în care cei care au o astfel de problemă își găsesc din ce în ce mai greu locul de odihnă, pentru că orice postură devine dureroasă și greu de tolerat această durere. Are camforul dă vreo mână de ajutor? Poate să aline durerile. Dar tot așa folosit maxim folosit două local. Săptămâni. Folosit local. Am înțeles. Avem foarte multe întrebări din acest punct de vedere camforul din partea celor de acasă. Camforul nu va reuși să dizolve ciocurile acelea, niciun caz. Dar se poate încerca altfel de tratament. Da, poate după pauză ne spuneți dacă există vreun remediu pentru a dizolva acele ciocuri. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. După doar câteva minute ne reîntoarcem și poate aflăm și niște secrete de la doamna doctor. Dragi prieteni, ne-am reîntors în direct alături de doamna doctor Cătălina Rudencu și continuăm să discutăm despre beneficiile camforului de data aceasta. Atragem încă o dată atenția, zic să le facem totuși prietenilor noștri un micuț remember. Sunt foarte puține plantații de camfor în lume, întâlniți mai des camforul sintetic. E bine, dacă totuși optați să vă folosiți de beneficiile acestei plante, să cumpărați, să achiziționați ceaiuri efectiv și nu soluții de sinteză sau cristale de sinteză, pentru ca să nu suferiți și alte, daune, să spun așa, privitor la sănătatea dumneavoastră. Acum, o rugasem pe doamna doctor, poate ne spune ceva despre cum se dizolvă ciocurile. Cu ce? Eu am încercat, să știți, și așa. Am avut succese cu medicamente homeopatice. Așa. Mai ales ciocurile în călcâie. Așa. Există un medicament care se cheamă Heclalava. Așa. Obținută din lava solidificată și din cenușa, din vulcan. Și care are efect foarte bun pe dizolvare și topire, practic. Și ce conține, ce plante conține acest... Din cenușa, din vulcan. Deci din doar vulcan, din cenușa, cenușa atât? De vulcan, da. Exclusiv. Da, da, da. Din acea cenușă se obține medicamentul homeopatic după metoda cunoscută a homeopatiei. Am înțeles. Prin diferite diluții și se administrează pe o perioadă mai lungă. Să vă spun ce am descoperit și eu. Am descoperit că foile de dafin au un rol extraordinar în înmuierea acestor ciocuri. Și, bine, concentrația o știu numai specialiștii, eu doar le atrag atenția celor de acasă, că pot întreba la o adică și despre foile de dafin și după ce se face această cură, sunt câteva zile în care se bea acest ceai, trebuie un chiropractician foarte bun, foarte încercat, consultat și acela printr-o mișcare foarte delicată, fermă în același timp și cu multă măsură, de-aia trebuie să fie încercat acest chiropractician, le poate efectiv rupe. După care se continuă cu acest ceai de foi de dafin și aceste ciocuri chiar nu mai apar.
Cunosc beneficiari ai acestui tratament și și-au rezolvat această problemă cu totul nechirurgical. Am fost foarte încântată să aflu de lucrul acesta, numai că nu sunt decât două persoane în țară care se încumetă la un astfel de tratament. Și atunci, evident că soluția cea mai la îndemână rămâne chirurgical. Doamna doctor, cardamonul este o plantă despre care urmează să discutăm, dar aș vrea să nu trecem chiar direct acolo, pentru că știu că ne mai oferă ceva foarte, foarte bun pentru sănătate, camforul. Deși până acum nu a fost foarte cunoscut, să spun așa, pentru aceste proprietăți. În legătură cu modul în care acționează asupra bolilor specifice iernii, ce ne puteți spune? Putem să amintim efectele camforului asupra depresiei, asupra problemelor respiratorii, gripa, asupra gripei, problemele respiratorii care țin, deci ce, tot ce ține de aparatul respirator. Adică toate inflamațiile, toate infecțiile pot să beneficieze, începând de la rinite, sinusite, bronșite, gripa în sine, alte răceli, viroze, respiratorii, aftele pot să beneficieze de efectul și chiar foarte local. Bine. Și chiar foarte bine. Da. Da. Iar tratamentul trebuie specificat că se face pe perioadă foarte scurtă și nu la aftele generalizate. În faza de debut, atunci da, camforul, dacă se merge rapid la medic, atunci camforul chiar poate să intervină brusc și să și stopeze orice fenomen recidivant. Acum, ați amintit ceva foarte important și iată că ne întâlnim cu acest tip de afecțiune căreia, sau căruia omul nu prea îi dă importanță. În special, noi acordăm importanță în fazele incipiente. Mă refer la depresie. Noi am mai discutat despre depresie. Vedeți, există această, cumva, lipsă de cultură, da? În România, privitor la afecțiunile, a ceea ce nu se vede, afecțiunile sufletului, ale psihicului, să-i spunem, da? Ca să nu supărăm pe nimeni. Începe să ai o depresie nu înseamnă că ești nebun. Sigur. Se confundă lucrul acesta în România și oamenilor le este rușine să spună, dom'le, am o stare de tristețe, am o stare de anxietate, uite, am o frustrare care mă macină de un timp și s-a întâmplat ceva, sau uite, am trecut prin niște evenimente de viață și lucrurile astea m-au cam ajuns. După N căderi de calciu, după N tristeți nerezolvate, după nemulțumiri, da, stresul de zi cu zi, se poate ajunge în depresie. Aș vrea să le spunem celor de acasă, dragii noștri, depresia nu este o boală a minții. Este o afecțiune a sufletului, a psihicului și nu pregetați să mergeți și să stați de vorbă cu un specialist, cu un psiholog, chiar cu un duhovnic. Da? Există remedii naturiste. Asta e, toată lumea trecem prin greutăți și cred că cei care mi-ați scris despre această problemă simțiți în acest moment dragostea cu care vă vorbim și eu și doamna doctor și faptul că sfatul nostru vine din suflet nu este o rușine. Depresia poate fi la orice pas. Orice om poate face o cădere depresivă, o stare depresivă, așa că fruntea sus, viața merge mai departe și mie îmi place, e o paradigmă pe care eu o iubesc foarte mult. Dumnezeu este cel mai perfect pentru că este creatorul și El ne-a creat cu ochii înainte. Asta poartă un mesaj, faptul că trebuie să privim spre viitor. Și dacă e cumva creierul nostru așezat în spatele ochilor, este pus cumva acolo, zic bătrânii, pentru a ține cont de experiențele prin care trecem în viață și a privi frumos, curați, plin de bunătate spre viitor. Așa că haideți să iertăm și să mergem mai departe. Și vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o în mine, trimițându-mi cele mai intime și cele mai ascunse gânduri ale dumneavoastră. Revenim la depresie. Doamna doctor, propun
mai peste câteva săptămâni așa, să începem să facem niște emisiuni care să meargă la punct concret, tratamente, chiar dacă vom combina cumva cu sfera medicală alopată. Pentru că, iată, avem cereri din partea celor de acasă. Evident, emisiunea nu va putea ține cont de consultație, dar cât de cât vom deschide orizonturile și atunci oamenii vor ști către ce să se îndrepte. Camforul, spuneați că acționează asupra depresiei și eu cred că în acest moment, numai că le dăm un plus de tonus celor de acasă, dar cred că o să se și uite cumva pe internet și o să vadă emisiunile pe care noi le-am realizat. Mai sunt multe alte plante deja discutate de noi până în acest moment care ajută în astfel de perioade de viață și iată că și camforul poate să ne scoată împreună cu celelalte la liman. Bun. Mai e ceva ce ar trebui să le spunem celor de acasă? Da, efectul insecticid al camforului. Ce drăguț! Da. Acest efect insecticid poate fi folosit și asupra oamenilor pentru uzul extern, în diferite creme și soluții care se pot aplica pe piele pentru diverse probleme în care sunt implicate insectele. Am înțeles. Sau paraziții, merge și pentru sau paraziți? Pentru paraziții intestinali trebuie consumat ceaiul. Am înțeles. Haideți să trecem rapid, rapid, am spus noi maraton, la cardamon. Iar zâmbim complice chiar. Să le spunem celor de acasă câte ceva pentru început? Spun eu? Vă rog chiar. Da. Ia să vedem. De unde vine acest cardamon? Dacă zâmbiți așa frumos, să le spunem de ce zâmbim ca să nu creadă că avem vreun secret. Semințele de cardamon, cele care se folosesc în terapie și în gastronomie. Da, în special în bucătăria țărilor arabe. În bucătăria arabă, asiatică. Sunt denumite și semințele dragostei. Pentru că s-a dovedit sau au observat acel efect afrodisiac al acestor semințe și atunci le-au denumit semințele dragostei, tocmai din acest motiv. Cumva cardamonul face parte din cultura lumii arabe. Nu prea există prăjitură sau tip de cafea fără cardamon. Tot de la arabi, din grădinile Semiramidei, da? Din Egipt, avem celebrele parfumuri cu cardamon, pentru care a ajuns să fie atât de îndrăgită și cunoscută în prima perioadă Cleopatra. Sunt multe parfumurile care conțin cardamon și sunt chiar vânate, sunt considerate ca fiind parfumuri atractive, spunem doar atât. Iar despre proprietățile afrodisiace, lucrul ăsta chiar este privit cu seriozitate. Fiecare popor are în cultura sa și un anumit segment care se referă efectiv la relațiile interumane. Și apoi fiecare teritoriu are un anume specific, sol, umiditate, tip de căldură, salinitate și așa mai departe. Realmente cardamonul, din scrierile specialiștilor, are un rol deosebit din acest punct de vedere în această zonă la care ne referim. De aceea, cei care aveți șansa să mergeți în Egipt, în Iordania, în Cuveit, în India, chiar dincolo de lumea arabă, în Tunisia, în Maroc, veți întâlni la tot pasul prăjituri cu toate aromele, dar majoritatea vor avea cardamon. Atenție, deci la cantitatea pe care o să o consumați. Haideți să trecem la proprietăți, așa cum am vorbit. Ce conține acest cardamon? Se folosesc semințele. Așa. Aceste semințe sunt practic fructele care se obțin dintr-o păstaie. Acestea conțin uleiuri volatile, un ulei volatil foarte important pe care l-ați amintit noastră și care se folosește în industria parfumurilor și în
în esențele care sunt folosite pentru băuturi, pentru cafele, pentru prăjituri și alte, și chiar mâncăruri. Siropuri, chiar, siropuri, sigur, mâncăruri, da. Sigur. Mai conține, aceste semințe mai conțin acizi organici, mai conțin niște rezine, tot felul de substanțe, poliholozide, fosfați, fosfat de potasiu. Într-o cantitate rezonabilă chiar fosfatul de potasiu. Da, pentru că vom vedea că acțiunea potasiului asupra aparatului cardiovascular este și aici importantă. Foarte, foarte importantă, da. Și pentru acest lucru, din păcate că asta este, nici aici producția nu poate acoperi necesarul global, s-au creat și aici substanțe de sinteză care sunt înglobate în medicații specifice aparatului cardio. Haideți să vedem unde și cum îl putem folosi și când, evident, și cât timp îl putem folosi? Îl putem folosi în mâncare. Așa. Da, în prăjituri, în diverse mâncăruri, chiar și la carne, la preparate din carne și legume, se poate folosi. Indienii îl folosesc foarte mult în aceste preparate ale lor. Este un condiment destul de scump. Practic, în familia și a șofranului, așa că aromă poate să ducă un pic către aroma amentei sau a ghimbirului, pentru că face parte din aceeași familie cu ghimbirul. Și efectele terapeutice sunt bine stabilite, o să vom vorbi probabil și la ghimbir, asupra sistemului digestiv, pentru că stimulează aparatul digestiv, în sensul că ajută digestia și probabil că din cauza aceasta este atât de mult folosit în India. Pe lângă faptul că ajută digestia, poate să aibă și un efect antiseptic asupra organismului, asupra aparatului digestiv. Are efect carminativ și antispastic datorită taninurilor și flavonoizilor conținuți. Are efectul acesta asupra aparatului cardiovascular de tonifiere și de stimulare. Da. Pentru că și el conține, în uleiul volatil este un pic de camfor. Și camforul, exact camforul din acest ulei volatil, va avea efectele camforului din planta, din arborele de camfor. De camfor. Foarte interesant. Ca indicații? Ca indicații. Boli respiratorii, ale aparatului respirator, unde avem bronșite și probleme respiratorii cu tuse, cu expectorație, pentru că are și acest efect expectorant, cardamomul. În răceli, tot pe partea de respirator. În bolile cardiovasculare vorbim despre angine, tot felul de dureri. Da, angină pectorală, angina dată de tulburări digestive. Digestive, da. Pentru că pot să apară. Iar ca tulburări digestive putem să amintim dispepsiile, problemele de digestie, da, tot ce gastrite, ține de, și da, tot ce ține colite, de digestie. Da, colite spastice, pentru că și efectul antispastic l-am amintit, deci va acționa foarte bine și pe partea digestivă. Și în parazitoze intestinale. Da, așa cum am la început. Da. Contraindicații? Contraindicații nu ar fi. Nici în timpul sarcinii? Nu. Administrarea la copii? Se poate administra. La orice fel de vârstă, da. Fără niciun fel de problemă. Da. Cam care au fost afecțiunile cele mai des întâlnite în care, de regulă, medicina naturistă recomandă copiilor cardamomul, să spunem? Bine, în combinație și cu alte plante. În afecțiunile respiratorii, în general, și în parazitoze. Cel mai des. Da. Nu este foarte des folosit uleiul de cardamom, dar pentru că e destul de scump și din cauza aceasta producătorii încearcă să găsească metode și surse cât mai
mai ieftine ca să obțină și un produs accesibil pe piață pentru pacienți. Am o informație, nu știu cât, eu am încercat să o filtrez foarte bine și să o și verific, aș vrea și opinia dumneavoastră. Se pare că acest efect afrodisiac al semințelor se pierde cumva prin procesarea și extragerea acestui ulei. Este adevărat? Da. Fără este. Niciun fel de problemă. Da, pentru că uleiul de cardamom care se folosește în terapie nu are acest efect. Am înțeles. Doamna doctor, suntem în ultimul minut al acestei emisiuni. Aș vrea să facem un scurt remember pentru cei de acasă și de data aceasta avem un număr semnificativ de e-mail-uri. Sunt foarte multe răspunsuri pe care le vom da pe parcurs, pe măsură ce vom ajunge la plantele care se adresează cumva afecțiunilor puse în discuție. Să vedem puțin. Deci, camforul, am spus noi că este un revitalizant, un cicatrizant, acționează foarte bine asupra depresiei, spunem noi, în combinație și cu celelalte plante despre care am discutat. Am văzut că merge foarte bine pe gripa și răceala de iarnă. Am văzut că acționează la nivelul aparatului cardio și că are și un rol insecticid. Deci ne putem apăra inclusiv de... Dar să nu uităm, merge foarte bine pe orice tip de reumatism. În privința cardamomului, ați spus dumneavoastră un scurt remember? Funcționează foarte bine în afecțiunile cardiovasculare, respiratorii și digestive. Am înțeles. Și consumat ca atare, prăjit sau nu, este și un... Un gust, are o aromă și un gust foarte plăcut, se obține prin folosirea lui la prăjituri și la deserturi. Și în diverse situații ca afrodisiac. Vă mulțumim tare mult, doamna doctor. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Dragii noștri, sper că această emisiune să vă fi fost de folos. Ne dorim din tot sufletul să fiți cu toții sănătoși și să nu uitați că prima prioritate pe lista dumneavoastră de priorități trebuie să fie sănătatea. Să fiți sănătoși, vă dăm întâlnire pe vinerea viitoare. Pe curând!